Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou super episod. Astăzi avem ceva complet unic pe acest canal. O să aveți o mare surpriză, așadar uitați-vă la tot clipul, pentru că astăzi voi construi în FIFA 22 echipa ideală a lui Octavian Popescu. Așadar, dacă mai vreți un asemenea episod cu un jucător din Liga 1, poate din nou cu Octavian Popescu, haideți cu peste 5.000 de like-uri. Vreau cea mai mare susținere de like-uri la un clip cu FIFA din această lună. Și nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe. Și cine credeți voi că o să ne zică echipa ideală a lui Octavian Popescu? Așadar, astăzi alături de noi îl avem pe Tavi. Te salut, Tavi, ce faci? Salut, bine, este de-am. În cantonament frumos acolo. Fraților, Tavi joacă și FIFA, dacă nu mă înșel. Zic bine, Tavi? Ai și echipă de Ultimate Team? Am văzut. Da, trimite-mi, eu chiar sunt curios ce echipă ai, să le arăt și la băieți acolo. Și așa cum v-am promis, astăzi Tavi ne va spune echipa lui ideală din toate timpurile, ca să zic așa, nu neapărat jucătorii de acum, din toate timpurile. Dar înainte voiam să te întreb, Tavi, care este jucătorul tău preferat, all time? Neymar. Băi, frate, deci mă jur că fix asta voiam să zic. Dacă ar fi să te compari pe tine cu un jucător din viața reală, cu Neymar te-aș compara. Adică ești fix pe stilul lui, se vede că îți place Neymar. Nu te-aș compara nici cu Ronaldo, nici cu Messi, cu Neymar. Rapid, agil acolo, driblezi super bine. Deci mă gândeam eu că Neymar, dar nu eram sigur. Bun, Tavi, hai că nu te rețin mult. Știu că ești în cantonament. Hai să începem cu portarul. Care este portarul tău preferat all time? Casillas, nu? Ok, deci avem un icon Casillas în poartă. Bun, Tavi, și începem echipa ta, așa cum ai zis, cu Iker Casillas în poartă. Terminăm cu portarul și mergem la fundaș central. Hai să vedem, doi fundași centrali. Ramos cu Puyol, mă, deci mergi pe Spania, văd. Îți place naționala Spaniei. Ok, așa să fie, l-am cumpărat rapid pe Sergio Ramos. Pe Puyol îl aveam deja. Hai să mergem la echipa lui Tavi aici, să-i adăugăm și pe cei doi. Vom avea trei link-uri verzi direct. Sergio Ramos și pe Puyol îl am right back. Și o să-l băgăm aici CB. Așadar, o apărare 100% pe Spania. Bun, deci avem Ramos cu Puyol în apărare. După aceea hai să mergem la fundaș dreapta. Ia să te văd. Dani Alves, ok. Nu știu dacă are card în FIFA, dar vedem noi. Improvizăm, poate îl găsim, că trebuie să bage acum, mai ales după ce s-a transferat la Barcelona. Într-adevăr, momentan nu există Dani Alves în FIFA. Poate, cine știe, în iarnă o să-l adauge cei de la EA Sports. Dar îl băgăm pe colegul lui de la Barcelona, pe care mulți îl numesc viitorul Dani Alves. Este vorba despre Dest. După fundaș stânga, ia să te vedem aici. Marcelo, bun așa. Marcelo face și cu Ramos acolo și cu Puyol. Așa face maestre. Left back, Numendi, David sau alt jucător icon. Îl băgăm aici pe Marcelo, care din păcate nu face cu Ramos. O chestie ciudată, dar asta e. Hai să vedem, mijlocaș central. Alegem trei, Tavi. Trei mijlocaș central? Da, primul. Primul la închidere așa mai. Un Kanté, un ceva acolo, ia să te vedem. Pe cine alegi aici? Unul la închidere. Cazemiro. Deci mergem tot pe Real Madrid, Cazemiro, și o să alegem o variantă mai bună de a lui ca să putem să și jucăm cu el în FIFA. Și hai să vedem următorii doi. Xavi, bun, corect. Are și icon în FIFA, bun Xavi. Și ultimul mijlocaș central, ia să vedem. Luka Modric. Mergem tot pe Real Madrid, Tavi, ca să facem chemistry acolo. Nu prea-mi place Modric. Kanté. Sau putem să alegem unul mai vechi. Ce zici de Gullit, Vieira? Nu? Pune-l pe Kanté. Kanté? Ok, hai că-l punem și pe Kanté la mijloc acolo. Avem doi mijlocași la închidere. Așa cum a zis Tavi, l-am cumpărat pe Xavi pentru că nu-l aveam. O să fie prima dată când joc cu el. Și stați să-i băgăm și pe ceilalți acolo la mijloc. Bun, aici clar. Primul CM va fi Cazemiro. Și așa cum am zis, cu un card special, pentru că totuși cardul gold cam scârție. După următorul CM, hai să vedem aici care e de fapt cam, este Xavi, pe care îl băgăm direct. Mamă, cum a făcut acolo și cu Ramos și cu toți, parcă a știut Xavi ceva. Iar celălalt este, chiar dacă e cam, de fapt este cel defensiv, este vorba despre Kanté. Și cam așa arată echipa momentan. Și acum ultimii trei jucători din echipă, atacanții. Hai să te văd aici. Fii atent, poți să-l alegi și pe Pele, ce vrei tu?
Nu, pune Messi dreapta. Messi dreapta, perfect. Așa face maestre. Gata, l-am băgat. Cristiano în atac. Cristiano striker, corect. Ok, Ronaldo în atac direct, care face și cu Kanté. Și pe partea stângă se știe. Se știe, Tavi, Neymar, corect. Știam eu, Tavi. N-avea cum să lipsească din echipa asta Neymar. Exact. Și Neymar direct acolo, forță. Și încă ceva, fii atent. Încă 5 jucători pe banca de rezerve. Iar pe banca de rezerve vom pune 5 jucători din Liga 1. Care vrei tu? Nu o să zic că e un top, ca să nu-ți creezi probleme cu colegii tăi. Dar alege tu 5 jucători. Poți să te alegi și pe tine dacă vrei. Pune-mă pe mine. Ok. Și o să-l și băgăm, o să și jucăm cu el. Bun. Așa. Și încă 4. Orice jucător, poți să zici de la alte echipe. Toți de la FCSB, cum vrei tu. Păi nu știu, pune pe cine vrei tu, mă. Pun eu, uite, punem așa, zic eu. Îl punem pe Florinel Coman, pe Florin Tănase, Cheșeru și Iulian Cristea. Și cu tine 5, e bine așa? Ok, ca să avem și niște rezerve. Și banca de lux cu Cheșeru, Florinel Coman, Florin Tănase, Iulian Cristea și ultimul jucător din această echipă. Și nu cel din urmă, Tavi al nostru. Forță. Tavi, eu îți mulțumesc mult de tot pentru că ai acceptat invitația și să vedem cum va juca echipa ta astăzi și îți urez multă baftă în toată cariera ta și în tot ceea ce faci. Mulțumesc frumos. Te-am pupat. Mersi mult. Seară frumoasă. Așadar, așa arată echipa finală a lui Tavi, așa cum v-am zis. Am pus și numele la echipă Tavi. O echipă forță, o să jucăm și cu el în acest episod. Și mai mult de atât, vreau să vă arăt și echipa lui Octavian Popescu de Ultimate Team. O vedeți acum în imagine, o echipă foarte bună, cu Adama Traore acolo, Benzema, Pulisic și așa mai departe. Și haideți să vedem cum se descurcă echipa lui Octavian Popescu. Și haideți să vedem adversarul. Mamă, ce echipă cu Kanté roșu acolo. Forță echipa. Hai să vedem cum se descurcă echipa lui Tavi. Din nou Ramos. Nu! Gol. Gol, băieți. Îmi scrie N'Golo Kanté. Tocmai ce vorbeam despre el. Dar nu mă las. Nu vreau să pierd cu echipa lui Tavi. Casillas, forță. Foarte frumos și Xavi. Neymar. Neymar, zis și Tavi. Ronaldo! Și este 1-1. Foarte frumos acolo Cristiano Ronaldo. Cu Xavi se bucură. O chestie unică. Ronaldo bucurându-se alături de Xavi. Și frumos golul. Și scoate Iker Casillas. A știut, mă, a știut fratele nostru Octavian Popescu de ce l-a luat pe Iker Casillas în poartă. E forță, ia uite-l. Bam, direct. Ma, Ronaldo. Pleacă Neymar. Băi, deci când văd pe Neymar, mă gândesc mai la Tavi, nu știu de ce. Și Messi cu capul. 2-1, remontada. Cât de frumos centrare Neymar, gol Messi. Ca în realitate acum. Și ca la Barcelona, dacă vă amintiți. Parcă a jucat mai bine împreună la Barcelona decât acum. Clar. Mamă, frumos, frumos și golul lui. Cu cine? Cu Sané, dacă nu mă înșel, da? Leroy Sané, 2-2, meci frumos cu multe goluri. 2-2 la pauză și neapărat vreau să câștig acest meci pentru Tavi. Ronaldo pentru Messi. Xavi îl vede bine pe Messi. Hai să vedem, Messi intră în careu. Messi! Ah, bine a venit acolo. Xavi pentru Messi. Cristiano Ronaldo și este gol Ronaldo! 3-2 Cristiano Ronaldo și cu Lionel Messi golgheterii acestui episod. Mulțumesc mult încă o dată Tavi pentru alegerile făcute. Hai Neymar, cât de frumos Neymar trece acolo. Se duce bine Ronaldo. Xavi, cât de frumos driblează Xavi. Marcelo ca pe vremuri. Pleacă acolo Casemiro, e greu. Greu să joc cu Casemiro. Și Neymar! Super schemă lui Neymar acolo, forță. Ce șut frumos. Ta, și câștigăm primul meci
cu echipa mondială construită de Octavian Popescu. Cred că putea să mai dau un gol aici, dar în orice caz un super meci. Și haideți să vedem încă un meci cu această echipă galactică. Al doilea adversar, hai cu ceva forță. Bun, Ben Yedder, Bamba, forță, apărarea, hai să vedem. Suntem ca FCSB, mai slab pe defensivă, mai bun pe ofensivă. Revenim din nou. Eee, penalti, penalti, fraților. Neymar s-a jucat acolo și o să execut cu Neymar. Dacă tot este jucătorul preferat al lui Tavi, executăm cu el. Și încercăm să o băgăm aici sus în vinclu. Hai să vedem dacă ne și iese. Este gol! Neymar marchează pentru 1-1. Indedigno Tavi golul ăsta și fiți atenți, schimbare nebună ce fac. Îl băgăm pe Tavi. Și Xavi, lobul lui Xavi ca pe vremuri. 2-1. Gol și Xavi. Surprinzătoare alegerea lui Tavi cu Xavi aici. Și rage quit. Mai joc unul să-l folosim pe Tavi. Meciul ăsta îl jucăm cu Tavi și cu Florin Tănase în atac. Hai tată, totul sau nimic, câștigăm cu Tavi și cu Neymar, deci joc și cu el și cu idolul lui. Oooo, Cruyff, Vinicius, Neymar, mamă ce echipă are. Meci extrem de greu. Fuuu, ce gol marchează Casemiro și nu știu dacă a pasat Tavi acolo. Nu mă așteptam să dea gol Casemiro. Uitați-vă ce gol a dat, ciudat, dar frumos. Și Xavi, dar scoate portarul acolo. Nu cred, gol Octavian Popescu, fraților, versus Cruyff. Tavi marchează în acest super episod. Episodul perfect, cu aproape 3 victorii și împotriva unei echipe bombă. Și cine a pasat? I-a pasat idolul lui Neymar și Tavi marchează un eurogol. Neymar pentru 3-0 și nimicim adversarul acolo, un adversar foarte bun și totul a plecat de la o pasă a lui Tavi pentru Casemiro și după aia Xavi pentru Neymar, forță. Așadar băieți, aici se termine episodul în care am creat echipa ideală a lui Tavi Popescu. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați acolo pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Dacă reușim peste 6000 de like-uri la acest episod, o să-l refacem, poate cu un alt fotbalist din Liga 1. Aștept și un comentariu acolo din partea voastră. Până data viitoare, ca de obicei, eu am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!